Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și, bineînțeles, TikTok, la Hunedoara 1 TV și pe contul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem de ceva vreme și pe cei care au decis în urmă cu puțin timp să schimbe ceva, să-și dorească să schimbe ceva în comunitățile din care vin, din care provin. Pentru că vorbim foarte des și foarte mult despre schimbare, despre o calitate a vieții mult mai ridicată. Cât și cum înțelegem fiecare aceste lucruri este greu de spus, dar până la urmă sunt oameni care vin și ne propun anumite schimbări, ne propun anumite proiecte, de ce nu, pentru ca toate aceste lucruri să vină cumva și în sprijinul nostru și în sprijinul dumneavoastră, al cetățenilor, al celor care de cele mai multe ori au anumite nemulțumiri și vedem pe parcursul acestei perioade până la alegerile din 9 iunie care sunt propunerile pe care le au mare parte dintre cei care își doresc cu adevărat o schimbare. Astăzi alături de mine este domnul Lucian Rus, ministru secretar de stat și candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua și vă mulțumesc frumos de invitație. De data aceasta în dublă calitate, pentru că ne-am mai realizat emisiuni împreună, dar am discutat mai mult despre activitatea pe care o desfășurați în cadrul ministerului. De data aceasta le vom îmbina cumva și vă mulțumim că ați acceptat invitația de a fi în fața hunedorenilor, în fața devenilor, în primul rând, pentru că oamenii ar trebui să conteze cel mai mult în această ecuație. O spun de fiecare dată. Întotdeauna cu plăcere, atât al noastră că și în fața tuturor devenilor și colocuitorilor orașului Deva. Pentru început, cred că și cei care ne urmăresc sau parte dintre cei care ne urmăresc, fie în mediul online, fie în fața micilor ecrane, cred că sunt curioși să afle mai multe despre dumneavoastră, să afle cine este de fapt adevăratul Lucian Rus. Adevăratul e unul singur, să spun așa, un devean, un om care trăiește pentru Deva, simte pentru Deva și îmi doresc să fac lucruri pentru orașul meu. Sunt un om simplu, sunt un om ca oricare altul din toți locuitorii Devei, născut, crescut în Deva, un om simplu, cu bune și cu rele. Nu pot să spun mai multe decât că îmi doresc foarte mult pentru orașul meu numai lucruri bune. Atât eu, cât și întreaga echipă a PSD Deva, chiar dorim să facem lucruri bune pentru orașul nostru. Aș spune că sunteți cam modest, pentru că un om simplu poate să ajungă să conducă poate anumite afaceri de succes, să ajungă, iată, să fie ministru, secretar de stat. Există această șansă sau are oricine această șansă? Cred că eu sunt dovada vie că da, există această șansă și prin implicare, prin dorință, prin mult devotament, ca să spun așa, și din dorința de a face lucruri bune, cred că asta este cheia rezultatelor mele până acum, pentru că sunt un om simplu și mă consider un om simplu. Sunt, cum am spus, un devean. Părinții mei, tatăl meu provine de la Blăjeni, Blăjeni Grosuri, din Vârf de Munte, la fel un om simplu și un om ambițios. Mama mea de lângă Sibiu, de la Poplaca, stabiliți în Deva acum peste 45 de ani, care au pornit de jos și au făcut ceva în viața lor. M-au învățat și pe mine, au muncit enorm de mult. Tatăl meu a plecat din Vârf de Munte, de la, cum să spun așa, de la crescutul animalelor, de la seceră și de la coasă. Mama mea la fel, din Poplaca, o familie de oameni simpli, dar muncitori. Și așa m-au învățat și pe mine să fiu. Și așa încerc să fiu. De aceea spun că sunt un om simplu. Nu funcțiile ne fac pe noi ca să fim anumiți oameni,
Și aceste funcții sunt practic niște datoriri ale noastre pe care le ocupăm în momentul de față pentru oameni. Și în momentul de față, ceea ce fac eu în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, fac pentru antreprenoriat, fac pentru turism, fac pentru toți cei care vor să creeze și să dezvolte țara asta. De aceea mă consider un om simplu. Îmi place să citesc, îmi place să studiez, îmi place să învăț zi de zi și asta și încerc să-i conving pe copiii mei să fie atât de perseverenți încât în fiecare zi să învățăm și să progresăm. Deci, da, sunt un om simplu. Nu mă consider nimic mai mult decât un om simplu. Nici funcțiile, nici afacerile nu ne fac cu nimic deosebit decât alții, pentru că cu toții muncim, cu toții ne străduim zi de zi să ne câștigăm pâinea și cred că de ajutorul de la Dumnezeu este singurul lucru care poate ne diferențiază și poate ne dă o anumită perspectivă. Dar da, sunt un om simplu. Pe lângă experiențele profesionale pe care le are până la urmă sau ar trebui să le aibă fiecare dintre noi, contează foarte mult, spuneți, și calitatea umană. Și inclusiv atunci când vorbim despre o persoană care se află într-o funcție publică, o persoană care ar trebui să fie acolo pentru oameni și pentru a-i ajuta, a-i sprijini, inclusiv lucru pe care l-ați făcut și dumneavoastră din postura pe care o aveți în cadrul Ministerului. Cred că asta trebuie să fie motorul și devizul tuturor celor implicați în ceea ce înseamnă administrația publică, locală, centrală și așa mai departe. Toți trebuie să fim în slujba oamenilor. Toți trebuie să facem lucruri pentru oameni, pentru că aceste funcții sunt vremelnice. Dar atâta timp cât avem posibilitatea și ocazia dată de oameni, pentru că datorită lor suntem acolo, da, noi trebuie să știm că lăsăm lucruri bune în urmă. Asta este și devizul meu și așa m-am și dus în cadrul Ministerului pentru antreprenori, ca să știu că pot să fac lucruri bune pentru antreprenori, să pot să las în urma mea măsuri pozitive, ca să pot să-i ajut, să-i sprijin, pentru că asta este extrem de important. Este practic devizul pe care toți implicați în administrația publică locală și centrală trebuie să-l avem. Suntem pentru oameni acolo. De la declarații la fapte, de obicei, e cale lungă. Simțiți că ați reușit să-i sprijiniți real pe antreprenorii din județul Hunedoara? Aș fi putut poate mai mult, aș fi vrut mult mai mult, pentru că știm și noi conjuncturile și acum tot ce înseamnă partea legislației a Uniunii Europene și tot ce înseamnă partea de, nu neapărat constrângeri, dar cu siguranță că am fi vrut să facem mai multe lucruri și vreau să fac mai multe lucruri împreună cu echipa mea. Putem să le facem, întotdeauna este loc de mai bine, dar chiar vineri am participat la adunarea generală a ANAT-ului, o asociație a turismului din reprezentativă la nivel de România și tare mult m-a bucurat reacția lor, pentru că am fost acolo pentru măsurile pe care le-am luat și pentru tot ce am venit în sprijinul turismului din România să încercăm să dezvoltăm și să creionăm o perspectivă mult mai bună pentru viitor. Aceste lucruri cred că dovedesc faptul că am făcut lucruri bune, le fac în continuare și îmi doresc ca și în viitor să putem să ducem România pe noi culmi și pe noi meleaguri. Pentru asta este nevoie nu doar de un singur om, aș spune eu, ci de o echipă foarte bine închegată, o echipă de profesioniști, pentru că tot discutăm despre specialiști, despre oameni care poate n-au făcut niciodată politică, nu sunt membri ai vreunui partid, dar au calități profesionale foarte importante și atunci ar trebui să profităm cumva de acești oameni într-un mod pozitiv, bineînțeles. Trebuie să înțelegem că orice lucru nu se face de unul singur. Nu eu, Lucian Rus, sunt cel mai bun. Nu eu, doar eu le fac. În spatele meu și în ajutorul meu este o echipă întreagă de profesioniști, de oameni dedicați, de oameni care gândesc, se implică și simt din toate puterile, ca să spun așa, simt dorința de a face ceva pentru țara asta. Și așa este cazul și aici la Deva. Echipa este cea mai importantă și oamenii care vin și care sprijină, care vin cu idei, pentru că o singură persoană nu poate să știe, să le
le știe pe toate. E nevoie de expertiza fiecăruia din fiecare domeniu ca să vină, să-și aducă contribuția și împreună să punem acele idei bune pe masă și să le punem în aplicare. Pentru că, așa cum ați spus mai înainte, e vorba de fapte, nu vorbe. Vrem să facem fapte, vrem să se vadă lucrurile bune și să spunem ceea ce putem să facem. Iar oamenii nu mai prea au răbdare foarte multă de a aștepta. Nimeni nu mai are, nici au noi, nici dumneavoastră, toți avem mai nevoie repede. Exact, de realități, de realitățile zilei de astăzi, pentru că astăzi suntem aici și astăzi știm ce trebuie să facem pentru mâine. E important lucrul ăsta. Ce vă doriți pentru ziua de mâine? Să pot să fac lucruri bune, să pot să mă duc înainte și împreună cu echipa mea ca să știm că în fiecare zi putem să realizăm câte ceva. Și așa cum am mai spus-o și o spun și acum și colegilor mei din București, că o floare se poate face primăvară și în fiecare zi dacă facem câte un lucru bun și dacă aducem un zâmbet pe fețele oamenilor, până la urmă putem să facem primăvară. În fiecare zi să dea Dumnezeu să putem face fiecare dintre noi câte un lucru bun. Și așa cum le spun și tinerilor din organizație, e atât de important ca noi acolo unde lucrăm, unde ne desfășurăm activitatea, fie că studenți, fie că suntem în câmpul muncii, toți trebuie să facem în fiecare zi cel puțin un lucru bun. Trebuie să facem lucruri de așa natură încât să fim cei mai buni acolo, în domeniile noastre, ca după aceea să putem da plus valoare. Valoarea omului contează. Ce v-a determinat să intrați în această luptă electorală? Ce v-a determinat să vă întoarceți practic acasă? Deși în mare parte ați fost aici acasă la Deva, dar așa a făcut viața și profesia dumneavoastră să fiți și la București, lucru care cu siguranță v-a ajutat foarte mult în dezvoltarea dumneavoastră personală și profesională. Dar ce v-a determinat să candidați de data aceasta? Deva e orașul meu. Nu am fost plecat, ca să spun așa. În fiecare weekend eu am venit acasă. În fiecare weekend, aici, alături de familia mea, alături de deveni, de prietenii mei, sunt devean. Normal că îmi doresc binele pentru orașul meu. Asta este primul lucru care m-a determinat să mă implic în această campanie electorală și să pot să-mi aduc contribuția la dezvoltarea municipiului Deva. Este cel mai important argument pe care l-am, pentru că cred că experiența de 2 ani și aproape jumătate pe care am acumulat-o în cadrul ministerului mă ajută foarte mult ca să înțeleg tot ce înseamnă conexiunile la nivel local, cu nivel central, posibilitățile pe care le putem avea, pentru că de acolo cumva altfel le vezi, tot ce înseamnă partea de fonduri, de fonduri europene, că vorbim de PNRR, că vorbim de tranziție justă sau Angel Salini, vorbim de posibilități de a ajuta orașul nostru de a se dezvolta și de a veni aici cu măsuri concrete, de a veni cu măsuri care să poată să sprijine municipalitatea să se dezvolte. Poate că altfel le văd acum față de acum 2 ani de zile, de fapt cu siguranță că le văd altfel și asta mă încurajează cel mai mult, pentru că tot ce am văzut acolo la nivel central, cred că aș putea să implementez aici, la nivel local și să pot să dezvolt orașul nostru așa cum mi-am dorit atât eu cât și locuitorii municipiului Deva. Ce vă doriți pentru Deva, pentru orașul dumneavoastră natal? Un oraș care să zâmbească, un oraș care să meargă înainte, un oraș care să țină pasul cu tot ceea ce înseamnă dezvoltarea atât a României în momentul de față, cât și a întregii lumi. Vedem că timpul este cel mai mare dușman al nostru. Trebuie să valorificăm fiecare moment, fiecare clipă și să nu dăm niciun pas înapoi ca să putem dezvolta orașul nostru. Avem nevoie de multe lucruri, avem nevoie de multe măsuri bune pe care să le facem pentru ca să putem să ducem orașul să fie într-adevăr un municipiu, reședință de județ, cu fruntea sus și printre cele mai bune municipii din România. Nu mai este Deva un astfel de municipiu? La întrebarea asta cred că colegii din Deva trebuie să spună și numai colegii, fiecare locuitor al orașului nostru ar trebui să răspundă la întrebarea asta. Eu cred că putem mult mai mult și îmi doresc mult mai mult pentru orașul nostru, pentru că avem un oraș atât de frumos. Avem o poziție
atât de bună, Dumnezeu ne-a ajutat să avem o poziție în Transilvania extraordinară. Trebuie să profităm de asta și trebuie să ne punem toată energia și sufletul ca să-l putem dezvolta așa cum ne gândim. Sunt foarte multe orașe, chiar și din apropierea județului. De-aia n-am vrut să fac o comparație. Hunedoara și a municipiului Deva, care au reușit să implementeze proiecte care să transforme acele localități în smart cities, spre exemplu, în orașe inteligente. Simțiți că Deva este un oraș inteligent, un smart city? Simt că Deva poate să devină un oraș inteligent. Dacă ne uităm la orașele mari, e destul de complicat să poți să implementezi sistemele de smart city, destul de complicat. Este mult mai dificil. Noi, la nivelul nostru și la populația pe care o avem, ar trebui să o putem face mult mai simplu și mult mai ușor. Mai ales că avem partea, exemplele altor orașe. Partea de digitalizare, tot ce înseamnă partea de eficiență a funcționarilor publici, să fie mai simplu și pentru locuitorii de vei. Avem atâta tehnologie astăzi, trebuie să o implementăm și trebuie să ne putem folosi de ea ca să ne facem viața mai ușoară, ca să câștigăm acel timp de care avem nevoie până la urmă, ca să putem să facem și alte lucruri mult mai bune poate și mai constructive. Practic ar trebui să fim mult mai eficienți în activitate. Până la urmă, în asta constă tot strategia, până la urmă, în eficiență, în organizare, sunt lucruri care sunt extrem de importante în orice ce faci în ziua de astăzi. Da, trebuie doar să știi cum să le implementezi. Și aici simțiți că veniți cu un plus din acest punct de vedere, având experiență și în privat și în ceea ce înseamnă antreprenoriat și mergând mai departe în administrația publică. Gândiți-vă, acum la nivelul Ministerului facem cea mai mare reformă de digitalizare și de eficiență, dacă vreți să spuneți, din punct de vedere al industriei. Suntem în lucru acum cu niște platforme, oficiu industrial unic, unde vrem să venim cu o soluție în care tot ceea ce înseamnă avize, autorizații și așa mai departe, toate documentațiile se depun în mediul online, merg la toate instituțiile locale sau centrale, astfel încât cu un termen rezonabil să vină soluționarea către beneficiar și să nu-l mai purtăm cu aceleași documente la fiecare instituție, la fiecare minister și așa mai departe pentru aprobări. Și aici vorbim de întreaga industrie. Deci este o revoluție pe care dorim să o facem prin acest OLI, așa îi spunem în momentul de față, această platformă extraordinară, interconectată între toate administrațiile publice locale și centrale implicate în reforma de avizare și va însemna un lucru extrem de mult de bun pentru antreprenori. Cred că a subliniat timpului. Foarte bine, o revoluție în acest sistem. Este și este într-adevăr și de aceea lucrăm de un an și jumătate și sperăm ca până la finalul acestui an să o avem gata, pregătită pentru implementare. Va fi un lucru extrem de bun să nu mai purtăm antreprenorul, să nu-i mai ducem cu documente la fiecare instituție. Mai mult decât atât, și funcționarii vor fi mult mai eficienți pentru că vor primi dintr-o dată toate documentele necesare, softurile vor fi să răspundă dacă documentele sunt complete sau nu și dă răspuns tot pe partea de online. Deci e o platformă extraordinar de bună ce facem. Săptămâna trecută la nivelul Ministerului am lansat o altă platformă pentru turism, pentru clasificarea unităților de turism, pentru tot ce înseamnă pare la fel, eficiența antreprenorilor, să depună online documentele, să mai vină la București, să nu mai fie nevoie ca echipele să vină în teritoriu atunci când se fac documentele pe propriile răspundere pentru clasificare. Deci încercăm să găsim soluțiile bune pentru atât pentru mediul antreprenorial, cât și pentru tot ceea ce înseamnă funcționarii publici, să fim mai eficienți, să fim mai direcți, să fim mai economi și mai practici până la urmă. Da, pentru că știm cu toții ce înseamnă un drum de București, cel puțin pe care rutieră. Și nu numai unul, exact. E vorba de timpul fiecăruia dintre noi de a fi eficienți, de a câștiga acel răgaz în a da plus valoare în activitățile pe care le facem noi zi de zi. Simțiți că actualele administrații locale sunt eficiente? Vorbim de la caz la caz și depinde foarte mult și depinde de lider, de cel care organizează și care știe să traseze sarcini, știe să ceară feedback, știe să verifice în primul rând ca să vadă dacă lucrul a fost bine făcut. Deci cred că ține de noi înșine. Așa cum am spus, trebuie să ne facem fiecare treaba bine acolo unde suntem. Și eu cred în puterea oamenilor, cred în bunăvoința lor. Doar că cu toții cred că trebuie să fim poate puțin mai organizați, poate puțin mai focusați și să ne prioritizăm lucrurile de așa natură încât să rezolvăm problemele cât mai repede și cât mai bine.
sunteți foarte des în mijlocul oamenilor, în mijlocul devenilor, în special în această perioadă și cred că și cei care ne urmăresc sunt curioși să vadă care este pulsul străzilor, să spunem, și a cartierelor din Deva. Sunt mulțumiți oamenii de traiul de zi cu zi? Sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă în jurul lor? Din păcate, nu sunt atât de mulțumiți și cu tristețe o spun că mă întâlnesc cu oameni și încerc în fiecare zi să mă întâlnesc cu cât mai mulți oameni posibil, să ajung pe fiecare stradă a Devei, să văd din problemele oamenilor, să simt nevoile lor mult mai bine, pentru că așa poți să construiești o strategie și așa poți să gândești pentru viitor, doar discutând cu oamenii și văzând la firul ierbii problemele fiecăruia, centralizându-le și văzând cum putem să găsim soluții pentru fiecare problemă în parte. Mi-aș dori să pot să găsim pentru fiecare problemă, dar este atât de greu pentru că sunt atât de multe. Sunt oameni care sunt poate resemnați, sunt oameni care răbufnesc și sunt supărați, dar ce încerc să le aduc este să le aduc o speranță și o gândire că împreună și doar împreună putem să facem aceste lucruri să se întâmple. Și nu vreau să promit lucruri pe care poate nu știu că le pot realiza. Vreau să promit lucruri pe care știu că în programul de guvernare le pot trece și acolo pot găsi susținere ca să poată să fie implementate și rezolvate. Deva are nevoie de foarte mult ajutor în momentul de față. Sunt multe, multe probleme. La ce capitole ar avea nevoie? Din toate punctele de vedere. Că dacă asta din ce vă spun oamenii în primul exact, rând. Exact. Feedback-ul de acolo îl primesc. Nu, așa cum am spus, nu m-am născut eu cel mai deștept și nici colegii mei și echipa mea. Fiecare pe ramura lui de activitate aduce feedback și aduce plus de valoare. Dar realitatea este acolo, în stradă și de aceea vreau să ajung cel puțin o dată, dacă nu de două ori, pe fiecare stradă a Devei. Să văd fiecare problemă și să vedem cum putem gândi și creiona soluții pentru a le putea rezolva. Oamenii au nevoie dumneavoastră, de cei care au până la urmă și pot lua decizii. Au nevoie concrete. De municipalitate. Au nevoie de un partener activ, de un partener concret, care un partener care să poată să discute cu ei, să-i asculte și să și caute soluții pentru problemele lor. Problemele oamenilor sunt acele probleme existențiale pentru ei, pentru viața de zi cu zi. Și poate că nu sunt totdeauna probleme extraordinar de mari, dar sunt probleme cu care ei se lovesc zi de zi și aici știți cum e că detaliile fac diferența? Cred că ar fi atât de important ca să ne uităm permanent la lucrurile astea și eu, dacă devenii vor vrea să-mi dea votul pe 9 iunie, eu asta voi încerca să fac, să fiu în fiecare zi în mijlocul lor. Nu vreau să promit lucruri, cum am spus, dar vreau să spun, aici prevedem să rezolvăm o problemă. Mâine, poate nu putem rezolva și problema de lângă, dar ne luăm angajamentul ca în perioada următoare să căutăm soluții și să putem rezolva problemele din zona aceea. Toate dintr-o dată nu se vor putea rezolva, dar cred că e atât de important să discuți cu oamenii, să fii în mijlocul lor, să le înțelegi problemele și să le și explici foarte corect și foarte concret cum s-ar putea rezolva și când s-ar putea rezolva. Contează sinceritatea în această relație administrație publică-cetățean? E extrem de important. Chiar dacă poate uneori nu aud ceea ce își doresc să audă. Dar nu credeți că e mai bine să le spunem oamenilor adevărul decât să le promitem că facem anumite lucruri și după aceea să nu ne ținem de cuvânt? Pentru că trezim anumite așteptări, trezim anumite dorințe. Pentru că fiecare dintre noi, oricând am discutat și oricând poate ne-am promite ceva, deja creează o așteptare, deja creează o necesitate pe care el știe că va putea să și-o îndeplinească în momentul iar respectiv. Iar dezamăgirea este corect. Mult mai mare dacă acea promisiune nu este respectată. Nu este respectată. De aceea, dacă știm să evaluăm bine lucrările și atunci știm să le punem pe un program foarte clar de implementare, atunci cu siguranță că și oamenii vor înțelege. Devenii sunt niște oameni răbdători. Devenii sunt niște oameni calzi, dar e importantă discuția cu ei, este importantă deschiderea față de ei și să le asculți problemele, pentru că oamenii au nevoie de un partener, oamenii au nevoie de o colaborare corectă și deschisă. Asta simt eu acum. Ce s-a întâmplat până acum nu știu și nu vreau să mă pronunț. Eu vreau să știu și știu acum feedback-ul lor pe care îl primesc, știu necesitățile lor și vreau să aflu cât mai multe ca să știu pe viitor cum să programez lucrurile.
Moldovenii poate sunt răbdători, poate sunt oameni calzi, dar din păcate sunt din ce în ce mai puțini. Pentru că dacă în urmă cu 20 de ani eram, cred că, printre cele mai mari, ca populație mă refer, orașe din județul Hunedoara, încet, încet ne-am cam rărit. Foarte mulți tineri au plecat și nu doar tineri, familii întregi, poate unii cu copii, alții au fost nevoiți să-și lase copiii aici pentru a pleca în străinătate la muncă sau s-au stabilit în marile orașe din România. De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru? Și ce este de făcut? Foarte important, DEFA, ca reședință de județ, ar fi trebuit să coaguleze din întreg județul, din orașele și comunele din județ, să coaguleze și să aducă. E un fenomen care se întâmplă până la urmă. Orașele mai mari, mai dezvoltate, atrag. Echidistanța noastră față de Sibiu, Cluj, Timișoara generează automat un alt exod, să spun așa, al tinerilor din DEVA. Este important ca să le putem oferi o perspectivă tinerilor, să știm cu ce îi atragem în momentul de față și cred că pentru DEVA ar trebui să începem de la nivel educațional și aici vorbim de existența unor facultăți pe care trebuie să le dezvoltăm și trebuie să aducem în DEVA din întreg județul și de ce nu din județele învecinate tineri care se vine să studieze aici. E exemplu Alba Iulia, care o universitate care s-a dezvoltat foarte bine, deși a plecat cu un handicap față de Sibiu, Cluj, ca să spun așa, dar a reușit să aibă undeva între 6 și 7 mii de studenți care generează plus valoare. Și ei sunt tentați să plece mai departe în orașele mult mai mari, pentru că așa este în momentul de față în întreaga lume. Dar trebuie să ai și cu ce să-i ții în localitatea ta. Măcar pe unii dintre ei, categoric. Nu vei putea să-i ții pe toți. De aceea vorbim de educație, vorbim de partea socială, vorbim de partea educativă, vorbim de partea antreprenorială, pentru că trăiești aici, trebuie să ai companii care se poate ține aici, se poate stimula cu salarii bune și să le dea o perspectivă. Învățământul dual este un lucru extrem de important care merită dezvoltat pentru că creează acea punte și acel parteneriat public-privat între sistemul de învățământ, primărie și tot ce înseamnă antreprenorii din zonă. Deci sunt multe aspecte la care trebuie să ne uităm și care împreună toate vor putea să genereze acest lucru. Mai mult decât atât, ar trebui să ne gândim un pic și la partea de natalitate. România are în general o problemă și nu doar DEVA și aici cred că cu toții ar trebui să ne interesăm mai mult cum să putem face să stimulăm partea de natalitate. E important pentru noi. Am fost acum un an de zile în Uzbekistan, am văzut acolo peste 25% din populație aveau o vârstă de medie de 22-23 de ani. Extraordinar de mult. Ar trebui și noi să ne implicăm pe partea asta și natalitatea este un lucru extrem de important. De asemenea, dacă ne uităm la perspectivele de dezvoltare, la perspectivele de viitor, o strategie bine conturată în toate aceste direcții trebuie să ducă la un rezultat pozitiv. Dar trebuie să ne implicăm poate mai mult și trebuie să ne strângem cu toții la masă în acel parteneriat public-privat. Toți trebuie să fim actori puternici în acest deziderat. Deci este important, spuneți, acest parteneriat public-privat, un parteneriat de care unii au cam fugit. Și nu numai parteneriat public-privat, extrem de important, așa cum am spus, dar societatea civilă împreună cu administrația locală și cu tot ce înseamnă mediul antreprenorial. Toată lumea trebuie să se implice și să găsim soluții cele mai bune. Nu le găsesc eu, le găsește altul, le punem pe masă și creionăm o direcție și o strategie în care să le implicăm și să o putem dezvolta. Pentru asta e nevoie de un om care să știe că trebuie ascultați toți, trebuie să în vă primul așezați rând, trebuie toți ascultați, la aceeași masă, să nu se creadă că le știe pe toate. Cu siguranță și este absolut necesar ca aceste discuții să aibă loc, aceste întâlniri cu locuitorii, aceste întâlniri cu investitorii, aceste întâlniri care vin cu idei bune, cu idei constructive. Poate nu toate sunt bune, dar trebuie văzut care este direcția, care sunt cele care pot fi implementate și atunci să și vedem soluțiile prin care le putem implementa. Sunt lucruri necesare, dialogul, coparticiparea la acțiunile primăriei. Exact, sunt vitale. Dacă ne uităm la Austria, la Italia și vedem acolo parteneriate acestea și discuțiile concrete sunt permanente, în care toată lumea se pune la masă, discută și împreună se iau deciziile. Sunt
sunt lucruri normale. Sunt lucruri care eu cred că trebuie făcute. Nu știu dacă au fost făcute până acum sau nu, dar eu așa mi-aș dori ca să poată să funcționeze de acum încolo, dacă, cum am spus, pe 9 iunie voi avea șansa să fiu primarul Devei. Iată că în acest an 2024, când unii dintre primarii în funcție sau nu, își fac, să spunem, campanie electorală prin asfaltări, prin plombarea unor gropi și așa mai departe, dumneavoastră veniți cu o altă viziune. Sau bine, în 2024 e, nu știu, oportun să mai avem astfel de campanii de asfaltare, campanii de promisiuni până la urmă. Haideți să vă spun un lucru. Eu n-am mai fost implicat până acum într-o campanie electorală. Am fost tot timpul ca membru al Partidului Social Democrat în spate, nu în prima linie. N-am fost candidat ca să pot să știu. Eu fac cum simt acum. Eu fac cum cred că ar trebui să fac și eu trebuie să fac lucrurile așa cum simt și cum sunt convins că ar însemna normalitate. Așa am făcut și în cadrul Ministerului și s-a dovedit că n-am dat greș. Așa vreau să fac și acum. Nu mă uit la ceilalți cum fac și ce fac. Că se asfaltează e foarte bine, că se fac anumite lucrări foarte bine, mai devreme sau mai târziu trebuie făcute. Eu trebuie să mă gândesc la cum încreonez strategia și cum voi vrea să lucrez de acum încolo. Astea sunt lucrurile pe care le simt, astea sunt lucrurile pe care le primesc din piață, ca să spun așa, de la oameni, din toate discuțiile pe care le am cu toate mediile sociale din Deva, și asta cred că este necesar astăzi pentru orașul nostru. Cred că dacă toți am face așa cum am simți și așa cum am crede și cu frică de Dumnezeu, nu cred că am putea da greș. Și ăsta este dezideratul meu și așa vreau să mă duc înainte. Care sunt principalele calități pe care ar trebui să le aibă un primar? În primul rând, cred că trebuie să fie un lider. În primul rând, trebuie să fie acel om care dă direcția, dă tonusul și dă perspectiva de dezvoltare. Împreună cu întreaga lui echipă trebuie să știe fiecare ce are de făcut, trebuie să știe direcțiile pe care le poate dezvolta, prioritățile orașului, pentru că nu se va putea să ajungi să rezolvi fiecare problemă a întregului oraș, dar cred că trebuie să fie în primul și în primul rând un lider. Iar mai mult decât atât, așa cum mă consider eu, un devean cu sufletul la Deva. Dacă avem sufletul deschis și dacă vrem să gândim să facem lucruri bune, nu cred că avem cum să dăm greș. Și cred că asta ar trebui să fie pentru fiecare un deviz. Pentru fiecare, atât timp cât fiecare privește în aceeași direcție în care priviți dumneavoastră, căci altfel e cam complicat. Direcțiile în care privesc unii și alții nu știu care sunt și nu mă privesc. Eu știu că vreau să fac lucruri bune și asta îmi doresc să fac. Se vorbește foarte mult despre faptul că turismul ar putea să fie o salvare economică a întregului județ, până la urmă, a întregii țări, pentru că fiind o țară destul de puternic industrializată, nu doar județul Hunedoara, acea era cam apus și acum vin până la urmă toți cei care au un cuvânt de spus cu acest lucru. Dezvoltarea turismului, să facem mai mult pentru turism, să promovăm mai mult turismul, inclusiv în județul Hunedoara, județ care, să nu uităm, este printre cele mai bine cotate din acest punct de vedere. Credeți în salvarea economică a județului Hunedoara, a Devei, de ce nu, cu ajutorul turismului? Și cu ajutorul turismului, cu siguranță da. Cred în treaba asta și având turismul în coordonare și la nivelul ministerului, văd și simt ce înseamnă potențialul turismului atât la nivel de țară cât și la nivel de Deva, dacă spuneți Deva. E obligatoriu să putem să ne implicăm aici și să dezvoltăm direcția de turism și promovarea Devei pe harta țării și, de ce nu, pe harta întregii Europe. Vedem că după perioada pandemică turismul în lume a luat niște cote extraordinare. Nu mai suntem, înainte era, toate discuțiile se purtau la nivelul anului 2019, care s-a considerat cel mai bun an din punct de vedere al un reper, cumva. Exact, al turismului. La nivel mondial astăzi, 2019 este de departe depășit, potențialul este fantastic, oamenii vor să călătorească, să vadă, să cunoască și cred că ăsta este un altul al nostru pe care trebuie să-l punem în
valoare și de care trebuie să profităm. România are atât de multe lucruri frumoase, are atât de multe tradiții, obiceiuri, partea religioasă, bisericile noastre din Moldova, din... Și județul Hunedoara e acolo, în top, din avem, acest punct de vedere, Doamne, al turismului ecumenic. Că avem și chiar avem cu ce ne mândrim, județul Hunedoara, un județ plin de istorie, plin de religie, plin de obiceiuri, cultură, tradiții, este extraordinar. Și Deva, avem atât de multe lucruri în Deva. Cred cu tărie că și turismul este o direcție extrem de importantă prin care Deva se poate dezvolta. Și vedem antreprenorii din Deva, proprietarii de pensiuni și de hoteluri. Din ce în ce mai multe pensiuni, aș adăuga eu, din în ce în ce Deva, mai multe, din cu un potențial acum foarte mai mare. Mai avem nevoie și de turiști. Mai avem nevoie și de turiști, de aceea consider că aici trebuie o politică pe care trebuie să facem la nivelul de promovare a turismului extrem de agresivă și extrem de bine focusată pe ceea ce înseamnă potențial turism, potențialul turiști pe care să-i aducem în România și în Deva. Noi trebuie să știm foarte clar unde vrem să țintim, care este publicul țintă și cum ajungem cât mai simplu și cât mai ușor acolo ca să putem aduce. După care putem deschide și putem să ne uităm și la celelalte medii, dar e important să avem o strategie coerentă și să știm exact ceea ce trebuie să facem. Aveți o strategie coerentă și din acest punct cu de siguranță vedere, având în vedere totuși experiența. Experiența mea de ultimele luni, de când am și turismul în atribuții, categoric îmi dă această posibilitate și cred cu tărie în dezvoltarea turismului în municipiul Deva. Și nu numai eu, pentru că din discuțiile pe care le-am avut în ultima vreme, oamenii simt turism în Deva. Avem un potențial foarte mare. Oamenii vor să se implice, doar trebuie să ne punem la masă și să creionăm, cum am spus, acele lucruri pe care cu adevărat le putem face. Dar trebuie să ne dorim. Da, dorința ar trebui să fie așa în principal și mai apoi discuțiile cu oamenii, cum spuneați și puțin mai devreme, pentru că sunt destul de multe administrații locale care sunt așa închise acolo. Tocmai de aceea este nu acel au parteneriat mai multă transparență de care am spus, acele organizații de management al destinației care trebuie să le facem și la nivel de Deva, trebuie să le punem în aplicare și trebuie să-și facă treaba așa cum se cere. Publicul cu privatul trebuie să colaboreze și împreună trebuie să facă tot ce înseamnă partea de promovare. Nici unii fără ceilalți. Împreună și doar așa putem face lucrurile să meargă. Spuneam la începutul emisiunii că oamenii își doresc o creștere a calității vieții, își doresc mai mult pentru ei. Acest lucru. Exact, și poate inclusiv pentru comunitate, deși am cam devenit ușor egoiști din acest punct de vedere. Ne uităm doar la noi, să ne fie nouă bine, nu mai contează ce este în jurul nostru. Probabil că și societatea ne-a împins pe unii dintre noi să gândim astfel, deși nu cred că este o gândire întocmai sănătoasă, dar își doresc o schimbare, își doresc, așa cum spuneam, o creștere a calității vieții. Fiecare o înțelege probabil diferit această creștere, pentru că o persoană care are un venit minim garantat, probabil că și-ar dori, nu știu, la salariu și 500 de lei în plus. Altul care are o afacere foarte prosperă, își dorește ca cifra de afaceri să fie de sute de mii, milioane de euro, poate. Dar cum putem găsi până la urmă un echilibru din acest punct de vedere? Cred că prin această implicare de care am spus. Pentru că fiecare are nevoile lui. Fiecare are necesitățile lui. Este important ca să fim acolo și să le înțelegem și să facem cât un lucru bun în fiecare zi ca să îmbunătățim stilul de viață a fiecăruia. Problema de aceea ne trezim dimineața, de aceea mergem la lucru, de aceea ne implicăm acolo unde ne desfășurăm activitatea. Dar e important de a ști problemele fiecăruia și de a veni cu soluții în care putem să le ușurăm viața și să le dăm un zâmbet pe față în fiecare dimineață. Pentru că, dacă, așa cum am spus, dacă pentru cineva este important ca să vadă că în fața blocului poate e făcută curățenie, pentru altcineva, cum am spus, pentru antreprenori este important să aibă ușa deschisă și să poată să vină clientul și să-i cumpere produsele sau depinde fiecare în domeniul lui de activitate. Trebuie să găsim soluții pentru toată lumea. Dar trebuie cu implicare și cu asumare. Pentru că noi toți suntem locuitorii acestui oraș. Noi toți trebuie să colaborăm împreună, trebuie să avem deschidere unii față de ceilalți și doar împreună putem să le dezvoltăm. Pentru că dacă ne uităm la un antreprenor și
ajutăm acel antreprenor să se dezvolte, îi creăm mediul propice ca să poată să-și dezvolte acel business, acel om mai departe va avea angajați care vor fi mulțumiți prin creșterea nivelului de salarial. Da, pentru că oamenii de cele mai multe ori solicită unui primar locuri de muncă. Exact. Domnule primar, vrem locuri de muncă. E cam dificil, spre imposibil să creeze un primar locurile de muncă. Trebuie să creeze premisele pentru a putea dezvolta aceste locuri de muncă. Și de fapt, din păcate, am fost ocolită în ultimii ani de către investitori, pentru că au fost unii care și-au dorit să deschidă aici afaceri, puncte de lucru sau anumite firme și au ales Reșița, au ales Alba Iulia, au ales chiar și Orăștie în detrimentul municipiului reședință de județ. Ce mi-aș dori ca în Deva să putem avea un parc industrial adevărat, pentru că atunci vom avea cu adevărat posibilitatea să oferim ceva investitorilor industriei ca să vină și să poată să aleagă și Deva ca soluție de implementare a afacerilor lor. Odată ce vine un investitor puternic, atunci toate se dezvoltă pe orizontală. Vin furnizorii lui, vin tot ce înseamnă parte de forță de muncă care crește ca și nivel salarial. Toate se dezvoltă pe orizontală. E important să putem crea premisele ca să-i aducem aici, să-i atragem ca să poată să creeze noi locuri de muncă și ca să poată să dezvolte afacerile lor pe plan local. Aici, cu siguranță, împreună cu liceele de specialitate, astfel încât acest învățământ dual să poată să vină ca o soluție pentru a găsi forță de muncă specializată. Mai mult decât atât, investitorii astăzi care vin în România caută această forță de muncă specializată poate mai mult decât un ajutor financiar sau poate mai mult decât poate chiar un parc industrial. Dar toate acestea sunt niște componente extrem de necesare. Sunt un obligatoriu de făcut pentru a putea să-i aducem aici și să implementeze afacerile lor în municipiul nostru. Deci asta mi-aș dori să pot să fac în următorii 4 ani, acest parc industrial în care să pot să am ceva la mână ca să pot să le dau posibilitatea investitorului să vină să investească în Deva. Apoi, după aceea, cum am spus, cu liceele de specialitate, cu facultățile și de ce nu cu alte facultăți pe care să le aducem în Deva, să le atragem, pentru că învățământul superior este extrem de important și necesar pentru a putea avea și partea de natalitate, pentru a putea avea și perspectivele unui business matur care să vină și să aibă nevoie de studenți bine pregătiți ca după aceea să-i aducă la ei în companii. Toate aceste lucruri trebuie să fie mână în mână, trebuie să fie într-o legătură extraordinar de bună ca toate să creeze acest mecanism din a putea dezvolta partea asta antreprenorială. Iar partea aceasta antreprenorială poate fi cumva comparată de cei care sunt nostalgici și își mai doresc în continuare deschiderea unor fabrici, uzine și așa mai departe, despre care am stabilit puțin mai devreme că sunt puțin de domeniul nu-i cazul să visăm foarte dar mult. Dar aceștia antreprenori pot să vină și să potențialul economic al României este cumva. Mare. Exact, potențialul este mare și sunt atâtea noi industrie și noi tehnologii care apar actuale. Și de viitor și atunci aici trebuie să ne uităm și aici trebuie să vedem cum putem să profităm de lucrurile astea. Vedem că avem tranziție justă, un program exact special pentru cele 6 județe care au fost dezindustrializate, dedicat ca să poată să creeze perspectivele unor noi afaceri, unor noi tehnologii implementate, să punem ceva în loc cu care să putem dezvolta județele. Deci sunt lucruri care putem să le facem și ne dorim să le putem implementa. Și până la urmă și Deva merită acest lucru. Nu, Deva merită acest lucru, nu și Deva. Sunt devean așa mai mândru. Observ că sunteți așa cu sufletul aici obligatoriu. Întru totul. Nu a fost o capcană ceea ce am spus, să văd cum reacționați, dar ați reacționat foarte bine, e ok, e în regulă. Mai avem, cred că vreo 2-3 minute din această emisiune și, cum spuneam, devenii cred că au multe așteptări de la cei din jurul lor în general, cu atât mai mult de la cei care își doresc să ajungă poate în anumite funcții cheie, inclusiv de la dumneavoastră. Continuați seria întâlnirilor în această perioadă cu în fiecare zi. În fiecare zi, acesta este dezideratul meu și așa vreau să și fac, în fiecare zi să ajung pe câte o stradă, în fiecare zi să ajung la oameni, să discut cu ei și, așa cum am spus, să le înțeleg problemele și să căutăm împreună soluții pentru rezolvarea lor. Ce frumos ați spus, să căutăm împreună soluțiile. Doar așa putem face lucrurile, doar împreună.
împreună și cu oamenii și cu echipa pe care o aveți. Obligatoriu. Nu? Că echipa este acolo... totul, echipa este esențială, cum v-am spus, echipă de profesioniști, de oameni cu experiență și de oameni care știu ce să facă fiecare pe domeniul lui de activitate. Vă place să vă înconjurați de specialiști, de oameni? E obligatoriu. E obligatoriu. Sau de acei oameni care vă felicită de fiecare dată, care vă laudă pentru orice lucru bun sau mai puțin bun pe care îl faceți. Cred că este atât de important ca să am în jurul meu permanent oameni buni și poate, de ce nu, mai buni ca mine. Oameni care să aducă plus valoare, pentru că doar așa putem crește împreună, doar așa putem învăța unul de la celălalt și vom putea aduce plus valoare acolo unde ne desfășurăm activitatea. Nu trebuie să ne fie frică de oamenii mai buni. Trebuie să învățăm de la ei, trebuie să fim deschiși și trebuie să vedem permanent unde greșim. De aceea laudele nu și-au locul. Este important să fim cu picioarele pe pământ, este important să vedem unde suntem și cum putem să ne dezvoltăm. Iar din plusul de valoare pe care echipa îl aduce, din valoarea fiecărui individ din această echipă, cu toții trebuie să învățăm. Acum am eu șansa și onoarea să fiu candidatul PSD Deva la primăria municipiului Deva, dar cred că oricare din colegii mei din birou municipal și nu numai din organizația municipală Deva este la fel de bun ca mine și poate mai bun ca să poată să candideze și să poată să ocupe această poziție. Mă onorează această încredere a colegilor mei, dar mai mult decât atât mă obligă să devin mai bun pe zi ce trece, să fiu un om de echipă și să putem merge înainte pentru binele Devei. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, a fost o plăcere să dialogăm astăzi și cred că și pentru cei care ne-au urmărit a fost de asemenea o plăcere să vă asculte și dacă îl vedeți pe stradă, că spuneați că în perioada următoare veți fi, încercați de fapt să ajungeți pe toate străzile, în toate cartierele din Deva, poate lumea să vă abordeze, nu? Să vină spre dumneavoastră. Fără cea mai multă problemă, pentru că îmi place să cred că sunt un om deschis și îmi place să vorbesc cu oamenii, mă încarc când văd oamenii că sunt și ei deschiși și încercăm împreună să găsim soluții. Trebuie să fim constructivi și trebuie să fim creativi ca să putem duce Deva acolo unde este locul. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!